Frați și surori, această dimineață suntem la un cumul de sărbători. Avem în această dimineață cina Domnului, e ziua recunoștinței, avem un botez. De asemenea, în lumea întreagă, această duminică, bisericile au o sărbătoare, sau să zic așa, o zi de mijlocire în care toate bisericile înalță rugăciuni la adresa lui Dumnezeu pentru biserica persecutată. Și există un verset pe care îl putem găsi în Matei, capitolul 5, de la versetul 10, care spune: ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de rele, de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Cred că de multe ori când ne gândim la biserica persecutată, ne gândim la niște țări așa îndepărtate undeva. De cele mai multe ori cu un standard economic foarte scăzut, cu regimuri totalitare sau semi-totalitare, însă uităm că prigoana și persecuția este la fel de mult prezentă și în lumea modernă, în lumea aceasta civilizată pe care o numim noi civilizată astăzi, în lumea în care trăim noi. Și întrebarea pe care aș vrea să ne punem noi astăzi este: simțiți asta? Pentru că unul dintre motivele pentru care nu o simțim este pentru că am învățat să ne apărăm împotriva acestui lucru. Am învățat să nu spunem ceea ce am ști că dacă am spune, am fi apostrofați. Am știut să găsim altfel de scuze, altfel de împachetări ale situației, astfel că atunci când trebuie să vorbim cu oameni din jurul nostru, nimeni să nu se ofenseze, nimeni să nu aibă nimica de obiectat cu privire la noi. În lumea în care trăim noi astăzi, sunt foarte mulți oameni care au mult de pierdut pentru faptul că stau tari în ceea ce înseamnă valorile lor creștine și au poziții ferme și din pricina aceasta sunt apostrofați zi și noapte. Întrebarea pe care ar trebui să ne punem noi astăzi este: vom avea noi parte de această fericire? Fericirea aceasta că vom fi prigoniți din pricina neprihănirii? O mare parte din lumea aceasta are credincioși care vor avea parte de această fericire. În cele mai multe țări în care credința creștină este prigonită, acești oameni nu trebuie să facă niciun efort pentru ca să fie descoperiți. Ei trebuie să se apere ca să poată să mai trăiască și a doua zi, ca să poată spune cuiva despre Hristos. Dar în cele mai multe țări în care credincioșii sunt persecutați, credincioșii aceștia nu ar avea nimic de suferit dacă ar avea o credință privată. Trăim astăzi într-o vreme care se cheamă o vreme a post-adevărului. Oamenii de știință, oamenii filozofii, n-au știut cum să-i spună acestei vremi. Și atunci au spus vremea post-adevăr. Nu mai există un adevăr unic pe care să-l putem spune oricui, oriunde. Exact ceea ce credința creștină spune, că există un singur adevăr. Pentru singurul lucru acesta, doar pentru faptul că este unică,
doar pentru că nu mai există nicio altă soluție oferită de Dumnezeu decât prin credința creștină. Ar trebui să fim persecutați. Trăim vremuri foarte complicate. Foarte complicate. Aș vrea ca în această rugăciune pe care vom face să ne rugăm pentru Biserica lui Dumnezeu globală, de pe tot pământul, unde oamenii sunt persecutați. De la modurile cele mai simple, unii sunt dați afară de la locul de muncă, până la cei care sunt băgați în pușcărie cu ani și nu mai știe nimeni dacă trăiesc sau nu. Să ne rugăm pentru această familie a lui Hristos, care stă în lanțuri. Dar de asemenea să ne rugăm și să facem o rugăciune de cercetare, în care să îl întrebăm pe Domnul, oare, Doamne, eu, de ce sunt așa de puțin persecutat? E ceva neregulă cu mine sau nu? Nu cred că este bine ca credincioșii să-și caute persecuția. Am văzut unii care fac chestiile astea și pun pe internet și arată cum sunt ei persecutați. Nu cred în chestia asta. Aia nu-i persecuție. Când te bagi singur în gura lupului, nu-i persecuție. Dar când persecuția te caută pe tine, aia atunci este persecuție. Și aceasta este calea creștină adevărată, în care spune Scriptura, din pricina neprihănirii veți fi bajocoriți, prigoniți, ocărâți. Dar o mare fericire este rezervată tuturor acelora care trec prin aceste situații. Și vrem și noi, Biserica lui Dumnezeu din secolul 21, dintr-o țară în care avem tot ce ne trebuie, inclusiv libertatea religioasă, inclusiv libertatea de a ne întâlni astăzi, în mijlocul acestei situații mondiale, în biserică. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru libertatea pe care o avem și să ne dea Dumnezeu puterea și înțelepciunea să o folosim corect, pentru că vremurile de prigoană mai accentuate stau să vină. Și Biserica lui Dumnezeu trebuie să reziste și în acele vremuri. Haideți să ne rugăm acest sens Domnului.